Nu ai voie să te învârți în sensul giratoriu de pe prima bandă. Noua lege nu spune că tu ai voie să te învârți în sensul giratoriu dacă intri pe prima bandă în sensul giratoriu. Dar vreau să spun încă de la început, dacă vrei să înțelegi la ce mă refer când zic lucrurile astea, ar trebui să te uiți la tot clipul, să nu te uiți la primele 10 secunde și după aia să îți tragi singur concluziile. Ar trebui să-mi asculți toate argumentele. Așa că o să iau câteva sensuri giratorii din țară, din Timișoara, din Oradea, din Brașov și din București, în care o să discut exact pe niște exemple și să vedem cum ar trebui să circulăm acum în sensul giratoriu. Primul lucru ce o să-l fac o să citesc noile paragrafe care s-au introdus în lege. Primul paragraf introdus definește intersecția cu sens giratoriu. Intersecție dirijată semnalizată ca atare prevăzută cu una sau mai multe benzi de circulație în care circulația se desfășoară într-o singură direcție în jurul unei zone centrale. Deci o defini sens giratoriu cum care avea benzi de circulație. Al doilea paragraf zice în cazul intersecțiilor cu sens giratoriu, conducătorii de vehicule trebuie să respecte regulile privind circulația pe benzi având obligația să semnalizeze din timp părăsirea intersecției și să se asigure că o pot face fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Deci, practic, legea vine și face niște reglementări prin care explică suplimentar că în sensul giratoriu există benzi de circulație. Din punctul meu de vedere, legea nu s-a schimbat, doar vine cu niște clarificări suplimentare, dar în clipul ăsta nu o să dezbatem dacă s-au schimbat sau nu s-a schimbat legea, o să dezbatem pur și simplu ce avem acum și cum trebuie să circulăm acum. Prima intersecție cu sens giratoriu despre care o să discutăm este una din București, e cunoscut pasajul de la Domnești, cred că așa îi zice. Aici avem o imagine și haide să vedem dacă, de exemplu, ar veni cazul clasic, două mașini din partea stângă de aici, prima ar veni pe a doua bandă și se duce, intră pe a doua bandă în sensul giratoriu, merge prin sensul giratoriu și decide să se ducă înainte. Și a doua mașină se duce, intră în sensul giratoriu și își continuă circulația prin sensul giratoriu pe prima bandă. După cum vedem, traiectorile lor se intersectează aici și în cazul unui accident, cine ar fi vinovat aici? Cum am citit mai devreme, conform legii, trebuie să se respecte circulația pe benzi. Mașina care ar urma traiectoria asta roșie, se vede cum trece de pe banda 2 pe banda 1. De în momentul când trece de pe banda 2 pe banda 1, trebuie să facă conform regulilor circulației pe benzi, adică să semnalizeze, să se asigure și să nu perturbe circulația pe banda pe care intră și el intră pe banda 1. Deci aici situația cred că acum e destul de clară. Dacă ăștia doi se intersectează aici, se vede clar că persoana care o circulat pe banda 2 este vinovată. Dar haideți să vedem cum ar fi situația dacă ei nu vin din același loc da? și ăsta cu traiectoria verde vine din partea de jos. Vine, intră pe aceeași bandă, tot pe banda 1 și se intersectează în același loc. Acum, care ar fi vinovat în situația asta? Păi, conform aceleași legi, situația nu se schimbă deloc pentru că, în continuare, când ești pe banda 2, nu contează de unde ai intrat în sensul giratoriu, nu contează cine a intrat primul în sensul giratoriu, pentru că prioritatea la intrarea în sensul giratoriu o au cei care circulă în sensul giratoriu față de cei care urmează să intre în sensul giratoriu. Aici, dacă ne uităm pe schiță, distanța de aici până aici este încadrată în circulația din sensul giratoriu. Deci ăsta verde, dacă nu are conflictul în zona de aici, în zona de intrare în sensul giratoriu, el nu mai îi sublegea în care trebuie să dea acordare de prioritate celor care, int care circulă în sensul giratoriu pentru că el a intrat în sensul giratoriu și-a făcut intrarea corectă. După a circulă amândoi pentru că ei aici practic pot să circule așa unul lângă altul. Iar aici când ăsta de pe traiectoria roșie face dreapta, el trebuie din nou să facă cum zice legea și acum zice foarte clar trebuie să schimbe banda fără să perturbe circulația și fără să facă pe ăla de pe banda 1, nu știu, să frâneze sau chestii de astea. Pentru că el practic își păstrează banda și are prioritate. Dacă în situația asta s-ar fi dorit ca de pe prima bandă să nu se poată circula înainte și ca ăsta verde să trebuiască să meargă neapărat aici, pre dreapta, în situația asta, benzile ar fi trebuit să arate diferit. Adică banda asta punctată de pe mijloc, ce avem aici, la da? linia asta punctată, care reprezintă mijlocul dintre benzi și care delimitează banda, ar fi trebuit aici la prima ieșire să fie cu o linie continuă spre dreapta, ceea ce îl făcea pe șoferul care circula pe traiectoria verde să fie obligat să-și aleagă traiectoria aia. Deci atunci ăsta de pe traiectoria verde nu mai putea să meargă înainte, în cazul ăsta dacă avea banda aici, linie continuă, atunci el era vinovat în caz că era aici un, un conflict, pentru că el în momentul ăla nu-și respecta banda lui, deci doar în situația asta ar fi fost obligat să iasă la prima la dreapta. Sau la fel dacă ar fi venit din stânga, da? dacă era cazul anterior și venea pe aici, el ar fi fost obligat să meargă înainte doar dacă avea aici banda asta ce a făcut-o cu portocaliu. Doar dacă era banda desenată așa, dacă nu era banda desenată așa și cum îi uh desenat acum sensul ăsta giratoriu, deci are așa ca și un cerc alungit, așa să zic, e cumva așa spre oval, trebuie respectată neapărat banda. Și pentru că am spus la începutul clipului că legea nu spune că de pe prima bandă ai voie să te învârți în sensul giratoriu, dar aici, în exemplu de față, se poate vedea că de pe prima bandă poți să te învârți în sensul giratoriu. O să vă arăt un exemplu în care de pe prima bandă nu poți să te învârți în sensul giratoriu și de asta am vrut să zic și am spus că legea nu spune că te poți învârti în sensul giratoriu de pe prima bandă. Și acum o să luăm exemplu un sens giratoriu din Timișoara. Sensul ăsta giratoriu îi amenajat ca o turbogirație. Și dacă o să ne uităm aici pe sensul ăsta din din Timișoara. Ăsta, din punctul meu de vedere, e gândit foarte bine. Dacă ar fi să intrăm aici din partea de jos, de pe banda asta ce fac eu cu roșu, avem aici obligatoriu la dreapta și banda mai încolo reflectă exact ce a avut marcajul pe, pe asfalt. Dacă intri pe bandă, o să vezi că uite, ai linie continuă și nu poți să mergi niciunde fără să încarci linia continuă ceea ce n-ai voie să faci, decât să mergi spre dreapta. După aceea, dacă intri de pe a doua bandă, aici ai înainte și la dreapta. Înainte înseamnă să continui să circuli în sensul giratoriu, adică să te rotești. Dacă mergi pe banda asta, la următoarea intersecție cu următoarea stradă, unde se intersectează, ai varianta dreapta, ai exact ce scrie înainte. Poți să faci dreapta sau poți să mergi înainte. Da? Dacă vii de pe a treia, poți să mergi numai înainte, ceea ce înseamnă că la următoarea ieșire de la dreapta, nu poți să mergi decât poți să mergi înainte, adică să îți continui mersul prin sensul giratoriu. Te duci mai departe. După aia, dacă te duci în continuare, o să vezi că ai înainte și la dreapta, ceea ce înseamnă că la următoarea stradă poți să mergi înainte, adică să rămâi în sensul giratoriu sau să faci dreapta, să mergi în sensul giratoriu. Dacă ne uităm la, eși, la intrările din partea dreaptă, lasă să le fac cu altă culoare, la fel avem înainte și la dreapta, ceea ce înseamnă că dacă continuăm pe banda asta, o să vedem că la un moment dat ne intersectăm cu zona ce am vorbit mai devreme, adică înainte și la dreapta deci poți să faci dreapta pe stradă în sus sau să mergi înainte în sensul giratoriu, da? Și dacă ești pe a doua bandă, o să poți să mergi înainte, da? la, prima la prima intersectare cu următoarea stradă, o să poți să mergi doar înainte. Da? Nu poți să faci dreapta, pentru că aici altă bandă în partea dreaptă, tu doar poți să schimbi banda. Dacă vrei unde e linie discontinuă, poți să schimbi banda. Deci, din punctul meu de vedere, asta e cel mai bun model de trasa să zic așa, un sens giratoriu, să fie ca turbogirație, pentru că aici se fluidizează destul de bine traficul. Dar, din nou, toate lucrurile astea nu se pot face așa că ne dăm noi cu părerea pe internet. Ei, înainte, care sunt experți așa de trafic, iar trebui să analizeze intersecția și să vadă în ce direcții se duce mai mult traficul. În partea de sus, în partea de stânga, în partea de dreapta și în funcție de lucrurile astea, ei trebuie să deseneze și să facă geometria asta pentru, pentru toate benzile și în ce direcție se ducă traficul. Cum vedeți aici, în continuare se poate respecta foarte ușor circulația pe benzi și aici nu te poți învârti în sensul girator de pe prima bandă. Haideți să ne mai uităm o dată, să alegem habar n -am. ce bandă vrem. De aici de sus, prima din dreapta, da? Vedem, dacă intrăm pe ea, ținem banda, o să ieșim la prima fară. Din nou, dacă luăm de jos, prima din nou, la dreapta. Aici, dacă venim din partea de jos, intrăm în sensul giratoriu da? Aici putem să intrăm pe aici, pentru că avem linie discontinuă, putem să alegem pe aici, sau să mergem înainte. Din nou, dacă mergem înainte, da? O să trecem de prima ieșire, continuăm și unde ne mergem? La a doua ieșire ne scoate automat afară dacă nu schimbăm banda. Deci după cum putem să vedem, aici dacă intri de pe prima bandă, nu o să poți să dai o roată completă prin sensul giratoriu pentru că pur și simplu o să fii scos afară. Tu trebuie să schimbi banda ca să rămâi în sensul giratoriu. Și de asta am spus și mă repet încă o dată, legea nu spune că foarte multă lume zice acum mă pun pe prima bandă și o să stau numai pe prima bandă până mi se termină benzina prin sensul giratoriu. Nu, nu zice legea chestia asta, legea zice doar că tu trebuie să respecti banda, indiferent ce direcție duce banda respectivă. Da? Tu trebuie să respecti banda sau dacă vrei să schimbi banda unde nu ai continuă, trebuie să o faci după cum zice legea. Aici am mai luat un sens giratoriu din Brașov. Am fost și eu de câteva ori prin Brașov și am văzut că în Brașov e o prostie foarte mare cu sensul giratorii, adică sunt foarte prost făcute. Cum avem aici în imagine, în sens giratoriu cu trei benzi, destul de mare și nu avem o turbogirație. Aici traficul, na, din punctul meu de vedere, o să fie foarte dificil pentru că în situațiile astea înțeleg și eu ideea asta că bă, dacă ești în mijloc, ești pe a treia bandă, da, în sensul bandă din, din, mijloc și tu vrei să ieși afară, trebuie să te asiguri la următoarele două benzi. Înțeleg că e dificil când conduci mașina, dar asta nu, nu te face să-ți dea dreptul să începi să nu respecti legea. Banda în continuare trebuie respectată. Aici a greșeală, la îi că administratorul drumului o ales o variantă foarte proastă a sensului giratoriu. E exact în același fel ca și cum ar fi desenat foarte prost o intersecție în cruce sau în Y sau orice alt tip de intersecție. El aici a o ales o variantă care nu avantajează deloc orașul. Se consideră că vine cineva de jos, da? Intră pe prima bandă, își păstrează banda, el păstrându-și banda poate se întoarcă tot sensul giratoriu, da? Pe prima bandă. Pentru că legea îi permite lucrul ăsta. Al doilea o să poată să vină, să zicem, de pe a doua bandă și el zice că bă, se duce și asta, se întoarce și asta pe tot sensul giratoriu. Se întoarce așa, pac, pac, pac. Și asta de pe a treia bandă, zicem că vrea să meargă înainte. Noi gândiți-vă, în situația asta, ăsta cu de pe traiectoria verde, o să trebuiască să se uite și la banda 2 și la banda 1. Eu înțeleg că o să fie dificil, dar din nou, eu nu consider că legea e greșită, pentru că încă o chestie, în toată Europa se circulă așa. Foarte multă lume vine și dă da argumente, bă, că uite în Olanda, că în Olanda se circulă nu știu cum, că în Olanda nu poți să merge să te învârți în sensul giratoriu. Da, în Olanda nu poți să te învârți în sensul giratoriu pentru că sunt făcute, cum am arătat exemplu mai devreme, în Timișoara, cum avem intersecția asta în Timișoara. Intersecția e desenată, banda e desenată de așa natură încât te scoate din sensul giratoriu. De atâta timp cât banda e desenată ca și cerc, tu respecti banda, te poți învârti în cerc. Și în situația asta e clar că o variantă mai bună aici e clar că ar fi ca prima bandă, da, pentru ăștia care vin așa de jos, prima bandă să fie direcționată spre înainte. Da? Dar în momentul de față nu ești obligat să mergi înainte. Ca să fii obligat să mergi înainte, trebuie nu știu, aici să pun o linie continuă, de exemplu, da? Și atunci tu să fii direcționat spre înainte și ai scăpat de traficul ăsta. Atunci pe banda 2 ar putea să o lase pentru înainte și la stânga, adică de pe banda 2 să aleagă omul să ducă așa și așa și de pe banda 3 să fie obligat să te duci încoace și atunci de pe banda 3 ar să pun așa o zonă în care să nu poți să te duci pe banda 2 și să lași banda 2 liberă în zona aia să nu trebuiască să te mai asiguri în partea asta. Deci sunt alte variante pe care administratorul drumului le poate face. Aici din nou avem un, un exemplu de sens din Oradea și dacă ne uităm aici nu se vede foarte clar. Aici avem banda care e un cerc, da? o linie din scontinu, așa, pac, 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 ca și un cerc. Și din nou, aici dacă avem aceeași situație, dacă vine cineva de aici, din stânga, de pe prima bandă, aici în situația asta se poate învârti, cum zice lumea, în sensul giratoriu. Asta e cazul în care avem un cerc, deci putem să ne ducem și să ne învârtim așa în sensul giratoriu fără să ieșim. Dacă vine cineva de pe banda dreaptă, da, cazul clasic, din nou discutat de foarte multe ori, pe internet. Dar în situația asta, cel de pe banda 2, de fapt, își schimbă banda, trebuie să acorde prioritate celor de pe banda 1. Și din nou, aici, dacă administratorul drumului vede că e necesar ca de pe prima bandă să se meargă numai înainte sau la dreapta, poate să vină așa fain frumos cu o, o linie continuă aici și direcționează traficul spre înainte. Nu trebuie decât un pic mai multă vopsea. Din partea de sus, la fel, dacă de aici, din dreapta, când se intre în sensul giratoriu, vine și ce bă, traficul de cele mai multe ori merge în direcția asta, da? dus întors. Ok, atunci facem prima bandă ca să iasă din sensul giratoriu. Din nou aici pui o linie continuă și atunci cine vine de pe banda asta de aici de sus, nu o să mai treacă aici pentru că e linie continuă și se ducă direct înainte. Și atunci poți să pui fain frumos la intrarea în sensul giratoriu, să geată marcaj înainte și la dreapta, pentru că banda care vine după respectă marcajul, adică poți să mergi pe direcția strada din față sau la dreapta. Și asta o să vezi reflectat și în benzile din sensul giratoriu. Uitați, dacă ne uităm aici, Astăzi sunt niște exemple care ar trebui vizionate mai mult de oamenii ăștia care își dau ei cu pixul pe hârtie și cu desenul și când fac ei sensul giratoriu pentru că na nu se uite, sper că de acum încolo o să se uite. Uitați dacă vedeți aici din stânga, da? Intră în sensul giratoriu. Aici avem o bandă prin care da, tu nu poți să mergi de pe banda asta decât să faci dreapta la prima ieșire sau să mergi înainte. Tu dacă vrei să te duci aici în stânga, o să trebuiască să dai prioritate la ăștia, de aici care vin de pe, de pe, banda 2. Din nou, dacă ar fi să vii din partea de jos, vii pe prima bandă, din nou, banda ta se vede clar că e direcționată spre înainte. Sau poți să faci prima la dreapta. Dacă ești de pe banda 2, mergi, o să ai varianta să te duci înainte, sau să-ți continui circulația în sensul giratoriu la următoarea, să ieși afară, sau să rămâi în sensul giratoriu, să te duci înainte, sau în continuare să te învârți în sensul giratoriu. Al model de turbogirație. Aici e un pic mixat, adică din partea de jos dacă vii poți să mergi sus, adică înainte și la dreapta, dar de aici din stânga dacă vii, dacă observați, nu poți să mergi înainte, poți să mergi numai la dreapta. Da? Deci din nou, interpretarea de înainte era foarte greșită, că de pe prima bandă poți să mergi mai înainte și la dreapta. Aici avem varianta în care prima bandă nu continuă înainte, merge numai prima la dreapta. Da? De sus dacă venim, poți să faci prima dreapta și să mergi și înainte. Din dreapta dacă vii, din nou poți să faci numai dreapta. Și alegerile astea de ce sunt făcute? Că nu o da nimeni cu banul. Toate alegerile astea au fost făcute în urma unei analize aici am dat seama că foarte mult traficul e sus jos. Da? De asta, din partea de jos, poți să mergi și înainte și la dreapta, și din partea de sus, la fel, poți să vii la dreapta, adică spre stânga și jos. Deci, majoritatea traficului e așa. Și atunci, ăștia care vin din lateral, Observa că foarte mulți fac direct dreapta da? și atunci au zis, bă, le facem bandă dedicată să ducă direct dreapta, la fel și din stânga se ducă în jos și doar o bandă să meargă spre înainte, pentru că traficul pe orizontală, pe, pe intersecția asta, cel mai probabil nu e așa mare și de asta au lăsat doar o bandă care să vină din dreapta, să treacă spre stânga și doar o bandă din stânga să treacă spre dreapta și câte două sus jos, pentru că traficul cel mai probabil e mai intens pe, pe direcția asta, așa, pe verticală, în sus și în jos. Sper că ați înțeles, dacă a stat până la sfârșitul clipului, să vă uitați care-i treaba cu, Noua lege, bine, v-am zis, din punctul meu de vedere, la fel era și înainte. Și ce înseamnă, de fapt, să-ți respecti banda și ce înseamnă interpretarea legii? Cum am spus de la bun început, nu înseamnă că de pe prima bandă poți să te învârți în cerc. Înseamnă doar că tu trebuie să-ți respecti banda, indiferent ce formă are banda. Că te scoate la prima ieșire, că te scoate la a doua ieșire, că te scoate la a treia ieșire sau că te lasă să te învârți și adică înseamnă care o formă de cerc așa închis înseamnă că o să te poți învârti în sensul giratoriu. Din punctul meu de vedere, sensurile giratorii care au mai mult de două benzi sunt o prostie dacă au benzi desenate ca și cerc. Exemplu, Brașov. Acolo, din punctul meu de vedere, e o prostie și e foarte dificil să conduci. Și o înțeleg șoferii care se plâng de stilul ăsta de condus, adică se plâng că trebuie să respecte banda, când banda de pe interior, Eu încerc așa micuț și tu trebuie să te asiguri de foarte multe mașini. Acolo administratorul drumului, din punctul meu de vedere, nu și-a făcut treaba și nu a un oraș destul de mare, dar asta este. Vă mulțumesc pentru atenție!